ei veneau dinspre Bistrița? Da. Și noi veneam spre Beclean. Uh-huh. Și era pe conducere. Și după ce era un... Noi am trecut, după ce au ieșit de ce fond. Și după ce am oprit noi și am ascultat la 112. Și ați mers ca să-i ajutați cumva? Da, da. Și eu am ascultat la 112, spus să nu le facem nimic, până vin ei, echipajul. Erau prea frâniți. Vorbeau, au vorbit cu voi, sau? Nu, cine, religii? Da. Nimeni, nu mai a fost nimic. Nu erau conștienți. Nimic, Da. Am fost solicitați la în localitatea Reteag la un accident rutier. La sosirea echipajului uman la locul intervenției, am constatat mașina răsturnată în șanț, cu două persoane blocate. Am intervenit împreună cu echipajele de la ambulanță pentru scoaterea victimilor și pregătirea lor pentru a fi transportate la spital pentru următoarele investigații. Echipajul cu medic a fost solicitat la un accident rutier produs pe raza localității Reteag. La intervenție am participat împreună cu echipajul de descarcerare de la Beclean, echipaj de ambulanță de la Beclean și SMUR Bistrița. La locul accidentului am găsit două victime, o persoană de sex masculin în vârstă de 23 de ani, politraumă prin accident rutier cu o măglescă 5 puncte, traumatism foarte toraco-abdominal, cu suspiciune clinică de ruptură de splină, cu șoc hemoragic secundar, pentru care am acordat îngrijiri și l-am transportat la spital Dej pentru completarea investigației și tratament. Cealaltă victimă, o persoană de sex feminin în vârstă de 22 de ani, a fost preluată de echipajul SMUR Bistrița. Pe parcursul monitorizării și examinării, pacienta a intrat în stop cardiorespirator pentru care colegii au început manevrele de resuscitare.